Bună ziua! Guvernul continuă să găsească soluții urgente pentru problemele legate de războiul din Ucraina și crizele internaționale. Situația nu este ușoară. Acest război absurd și inutil afectează milioane de ucraineni și duce la răutățirea situației economice în toată regiunea și consecințe la nivel global. Moldova este afectată în mod special datorită importanței Ucrainei pentru rutele de transport și rutele de import și export, datorită scăderii încrederii investitorilor și costurilor crescute la o gamă largă de produse. Guvernul se află în permanentă consultare cu președinția, parlamentul, partenerii de dezvoltare și organizațiile internaționale. După cum am anunțat anterior, acționăm pe baza a 5 piloni anticriză. În primul rând este vorba despre creșterea veniturilor populației, în al doilea rând despre asigurarea siguranței alimentare, în al treilea rând este vorba despre asigurarea securității și eficienței energetice, în al patrulea rând sporirea competitivității întreprinderilor și asigurarea concurenței sănătoase și asigurarea ordinii publice și securității pentru oameni. Pe fiecare din aceste direcții am luat decizii importante în ultimele săptămâni despre care cetățenii cunosc deja. În primul rând e vorba despre indexarea și majorarea pensiilor. Iată vine 1 aprilie. Reamintesc că pensiile vor fi indexate cu 13,94%, iar pensia minimă va crește la 2.278,8 lei. În continuare, vreau să vorbesc despre o altă temă importantă și anume asigurarea securității alimentare și creșterea competitivității producătorilor locali în domeniul agriculturii în special. M-am întâlnit în ultimele 2 săptămâni cu mai multe grupuri de agricultori. Am vorbit cu procesatori, cu producători și în domeniul producerii merelor și produselor lactate și produselor de carne și am fost și în teritoriu să văd situația în teren. Într-adevăr, este complicat în acest an creșterea prețurilor la carburanți, în special la motorină, întreruperea căilor de export și import prin Ucraina, creșterea prețurilor la întreaga gamă de servicii și produse necesare pentru înființarea plantațiilor agricole, de la echipamente, piese și utilaje până la fertilizanți și material semincer, toate fără precedent în istoria țării noastre și cu importante surse sau cu importante rădăcini pe piața internațională și ceea ce se întâmplă în toată lumea. Cum soluționăm aceste probleme, în special acum, în primăvară, când este foarte important să se lucreze terenurile? În primul rând, dăm mai mulți bani pentru subvențiile agricole. Dacă în 2021 fondul de subvenționare era de 1,1 miliarde lei, în 2022 am crescut chiar la adoptarea bugetului fondul de subvenționare până la 1,5 miliarde de lei. Acum, în procesul de rectificare a bugetului, în următoarele câteva săptămâni, vom crește în continuare acest fond la 1 miliard 750 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de peste 50% în comparație cu anul 2021 și aceste resurse adiționale vor merge în special pentru a finanța măsuri de susținere în contextul crizei. În al doilea rând, schimbăm logica oferirii acestor ajutare din partea statului. Dacă anterior banii, în cea mai mare parte, ajungeau la producătorii mari, din acest an vor fi 4 categorii distincte de beneficiari. Producători mari, medii, mici și microproducători. Pentru guvern, toți agricultorii sunt importanți, iar de susținere au nevoie nu doar
deținătorii de mii de hectare, ci și micii producători sau cei care au o afacere de familie și care la fel întâmpină greutăți în contextul creșterii de prețuri. De asemenea, am extins area de aplicare a acestor subvenții. În special, ca răspuns la consultările pe care le-am avut, vom compensa 30% din valoarea accizei la motorină utilizată în agricultură. În al doilea rând, vom asigura agricultorii cu mijloace circulante de care au nevoie acum, în special, pentru a procura inputuri. Vor putea fi compensate până la 200.000 de lei din rata dobânzii la creditele accesate pentru completarea mijloacelor circulante și suplimentar până la 150.000 de lei pentru creditele accesate pentru proiectele investiționale. Vom face și alte măsuri care erau importante și înainte de război și înainte de criză, dar sunt mai ales importante acum pentru reorientarea producerii. Astfel vom majora plafonul subvenției până la 1,5 milioane de lei pentru construcția instalațiilor de producere a energiei regenerabile. Vom subvenționa în premieră înființarea plantațiilor multianuale cu soiuri înscrise doar în catalogele Uniunii Europene al soiurilor de plante agricole, fără ca să fie necesară adoptarea lor în catalogul național. Vom subvenționa, de asemenea, practicile de eficiență energetică prin compensarea de 50% din costul semințelor leguminoase de calitate de producție autohtonă, dar nu mai mult de 2.000 de lei per hectar. Vom subvenționa instituțiile de învățământ și de cercetare-inovare din domeniul agricol și asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații. Aceste măsuri, din nou, sunt introduse în fondul de subvenționare în premier. Vom încuraja investițiile făcute de tineri, femei și migranți reveniți în țară prin majorarea cuantumului subvenției până la 20% pentru investiții în domeniul zootehnic, procesarea producției agricole, cultivarea și creșterea fructelor și legumelor pe teren protejat și înființarea plantațiilor multianuale. Hotărârea de guvern care prevede aceste măsuri pentru fondul de subvenționare în agricultură va fi publicată mâine și va fi adoptată de guvern săptămâna viitoare. În continuare vom veni și cu regulamentul care prevede aplicarea acestor măsuri pe sau care sunt limitele de cheltuieli pe fiecare măsură și submăsură. Vin cu aceste informații pentru ca agricultorii să aibă o predictibilitate, deși au fost implicați în procesul de consultare, am venit cu aceste măsuri adiționale în contextul crizei în care ne aflăm. Apelul meu pentru agricultori este să nu lase mâinile în jos. Guvernul crește ajutorul și subvențiile. Suntem în permanent dialog cu partenerii de dezvoltare, astfel ca să intensificăm proiectele de business agricol în Moldova. Căutăm căi de a deschide piețe noi. Chiar astăzi, ministrul agriculturii se află într-o vizită în România cu mai mulți producători agricoli. De asemenea, suntem în discuții cu partenerii europeni referitor la eliminarea cotelor de export. Avem o deschidere mare pentru schimbarea căilor de comerț fără taxe adiționale. Dar toate aceste măsuri sunt elemente adiționale ale succesului. Principalul element al succesului în acest an agricol este voința și determinarea oamenilor pământului să muncească și să învingă zi de zi obstacolele care le stau în față. Regiunea are nevoie mai mult ca niciodată de succesul agricultorilor. Războiul din Ucraina și criza globală post-COVID generează îngrijorări majore privind securitatea alimentară. Toți experții în domeniu spun că în acest an prețurile la produsele agroalimentare vor fi mari. E o veste proastă pentru majoritatea cetățenilor, dar pentru agricultori, pentru cei care ne hrănesc pe toți,
e o motivație adițională să investească, să folosească la maxim acest an agricol. Chiar dacă investițiile necesare primăvara vi se par enorme, fără precedent, roada din acest sezon vă va răsplăti tot efortul pe care îl depuneți. De aceea vreau să repet, guvernul face tot posibil, guvernul este alături, dar succesul depinde doar de energia și de hotărârea dumneavoastră. În acest context, dat fiind că Moldova e o țară afectată crunt de acest război absurd, vreau de asemenea să vă informez că săptămâna viitoare voi pleca la Berlin cu câțiva colegi pentru a discuta instrumentele disponibile pentru susținerea adițională a țării pe timp de criză. Vom continua să depunem eforturile pentru ca să fim alături de oameni și alături de antreprenori. Vă mulțumesc! Bună ziua, Delia Ciocane, NTV Moldova. Doamna Gavrilița, deputații BCS acuză guvernul că nu intervine pentru a asigura instituțiile de învățământ cu surse financiare suficiente, iar din această cauză unele școli au acumulat datorii pentru plata facturilor. De asemenea, nu sunt bani în bugete pentru a achita salariile profesorilor. Vrem să știm care este răspunsul guvernului. Este o temă falsă. A fost o temă falsă, am răspuns la această întrebare de nenumărate ori. Toate, deci, instituțiile de învățământ vor primi alocații suplimentare la rectificarea bugetului prin transferuri cu destinație specială. Ministerul Finanțelor este în contact cu toate autoritățile publice locale și cu școlile, grădinițele și instituțiile de învățământ. Ele pot reorienta resurse dacă le-au cheltuit, deci sunt doar câteva exemple unde s-a cheltuit bugetul pe an. Deci este posibil de reorientat resursele de la alt program și în circulara care a venit, în procesul de rectificare a bugetului, în care ne aflăm acum, vom aloca 1 miliard de lei suplimentar pentru factura publică la energie. Mai mult de 700 de milioane din această sumă vor merge prin transferul cu destinație specială pentru a acoperi factura la, sau costurile crescânde la factura sectorului, deci instituțiilor de învățământ. Și despre aceasta s-a vorbit în mod consecvent, guvernul a vorbit despre aceasta săptămână de săptămână, zi de zi, Ministerul Finanțelor se află în comunicare cu toate instituțiile vizate. Este adevărat că pentru primăria municipiului Chișinău guvernul nu a transferat nimic din ajutoarele umanitare venite de la parteneri externi, cel puțin așa spune primarul Ion Ceban la începutul săptămânii. O altă minciună. Deciziile Comisiei Situații Excepționale sunt publice, fiecare poate accesa site-ul guvernului și să vadă în decizia CSE alocarea a peste 9 milioane de lei pentru primăria Chișinău. Mai mult ca atât, am avut întrevedere, de exemplu, cu ambasadorul Chinei, i-am mulțumit pentru asistența de 100.000 de dolari acordată primăriei Chișinău și deci îndemn toată lumea să nu facem teme false pe suferința oamenilor. Bună ziua, Doina Ivanov, Publica TV. Doamna Gavrilița, săptămâna trecută Consiliul European a decis ca toate statele Uniunii Europene să achiziționeze gaz pe o platformă comună. De aceste achiziții comune poate beneficia și Republica Moldova datorită acordului de asociere. Vrem să vă întrebăm dacă cunoașteți ceva detalii despre când și cum ar putea să se întâmple asta și pe ce cale ar putea să ajungă gazul și în Republica Moldova. Republica Moldova, la moment, nu se confruntă cu o insuficiență de gaze naturale. Republica Moldova, la moment, are acces la gazele naturale prin mai multe puncte de acces. Această decizie este importantă din punct de vedere a securității energetice, ne oferă o alternativă, însă
Problema la moment cu care se confruntă Republica Moldova este prețul la gazele naturale la nivel internațional. Mihaela Tabarcea, ProTV. Doamna Gavriliță, ați vorbit despre accizul, reducerea accizului pentru agricultori, dar vreau să știu dacă se gândește ca măsură reducerea accizului în general în contextul creșterii prețului la motorină și benzină. Asta au făcut 15 state europene până acum. Înțeleg. Și despre aceasta am vorbit de mai multe ori. Reducerea accizei este o măsură care este posibilă acolo unde sunt resurse și acolo unde guvernul ia decizia să susțină pe toți plătitorii de accize. În acest caz, noi am vorbit de la bun început că abordarea guvernului este ca resursele limitate pe care le avem să fie orientate spre cei care au cea mai multă nevoie de ajutorul statului. De aceea, când vorbim despre asistența agricultorilor și ajutor agricultorilor, nu este vorba despre reducerea accizei, este vorba despre compensarea, adică subvenționarea a 30% din valoarea accizului. Deci este o măsură care vine prin intermediul cheltuielilor publice. Mulțumesc și vrem să vă mai întrebăm în contextul războiului din Ucraina și a atacurilor din apropierea centralelor nucleare. Vrem să știm dacă guvernul are elaborat un plan de distribuție și de asigurare a tuturor cetățenilor cu iodură de potasiu în cazul unui posibil accident nuclear, ținând cont că pastilele de iod trebuie administrate în primele ore de la incident, iar asta se poate întâmpla doar dacă autoritățile suplinesc stocurile din timp. Deci despre aceasta a comunicat Ministerul Sănătății, deci există anumite reguli în privința deci acestor metode, să zic eu, și la moment acest risc nu există. Există protocoale cum vor acționa instituțiile statului, inclusiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății, în o asemenea situație și ele sunt pregătite. Doamna Gavriliță, astăzi mai mulți fermieri s-au plâns într-o conferință de presă că cumpără agrocombustibilii la un preț mai mare decât cel care se vinde la pompă. Vrem să știm dacă cunoașteți ceva despre aceste cazuri și dacă au fost petroliști care au fost sancționați pentru că profită de această situație. Din nou am avut o ședință a Comisiei Situații Excepționale, unde am luat decizii despre neacceptarea diferenței de preț între vânzările angro și vânzările cu amănuntul. Despre situația specifică la care vă referiți nu cunosc, dar o să rog colegii să se informeze și să vedem care este baza pentru aceste declarații. O precizare, doar când o să oferiți aceste subvenții pentru agricultori și de când veți compensa accizele la motorină? Deci aici este vorba despre regulamentul de subvenționare care va include aceste măsuri adiționale pentru anul acesta. Nu există un termen limit, sunt măsurile care se califică pentru subvenționare în anul 2022. După cum am spus, mâine va fi publicată hotărârea de guvern cu privire la aceste măsuri în fondul de subvenționare și probabil într-o săptămână va fi și regulamentul care va specifica exact suma disponibilă pentru asemenea subvenții. Deci ideea este să începem imediat aceste acțiuni prin AIPA. Vom veni cu detalii adiționale când exact va fi data din care vor putea aplica agricultorii, dar este vorba despre procesul de subvenționare obișnuit cu aceste elemente de predictibilitate, ca agricultorii să cunoască că vor fi compensați pentru aceste cheltuieli și să aibă mijloacele circulante ca să-și poată finanța activitatea. Vă mulțumesc!